Salutare, eu sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră Build Battle. Dacă mai doriți episodul, v-aș ruga să nu uitați să lăsați un like. Și ăsta este unul dintre cele mai cringe intro-uri pe care le-am făcut. Știți că eu le fac de obicei pe Alton și nu știu ce, acum am vorbit atât de cringe și că explicam ceva. Alo, 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 ce e aici? Ce se întâmplă? Oh, s-a schimbat lobby-ul, nu te mai bagă direct? Ok. Build Battle. Oh, avem lobby special acum, înțeleg. Înțeleg. A devenit jocul vostru atât de popular încât a trebuit să vă puneți un lobby acum. Sau pur și simplu sunt prea dobitoc și n-am știut că există un lobby până acum. În fine. Elf, North Pole, Gifts, Snowflake, Gingerbread. Gifts. Aș vrea să construiesc un cadou. Snowflake, mă jur că nu știu ce e Snowflake și am știut. A picat Snowflake. Minecraft Snowflake. I'm fucking idiot. Ah, e fulg. Ok, mamă, cum o să construiesc eu un fulg? Oh my god, cum o să construiesc eu un fulg? E nașpa că am fost nevoit acum să caut să caut totuși pe net cum se face un Snowflake. E chiar greu, fraților. Și nu se aude muzica? Unde e muzica? De ce nu se aude muzica? Nu mai avem muzica pe Build Battle! Holy shit, ce faci tu acolo? Floor change! Bă, chiar s-a schimbat asta, îmi pare rău, dar am și eu zăpadă aici, mulțumesc. Nu am nevoie, n-am nevoie de ajutorul lui în secunda aceasta. Cred că o să trebuiască să facem noapte. Plot time ar trebui să facem 9 PM. Așa este bine. Deci zăpada pe noapte, pe timp de noapte e cel mai genial lucru posibil. E tot ce înseamnă iarnă pentru mine. Zăpadă pe timp de noapte. Dacă nu vă place zăpada noaptea, n-aveți viață. Ce pana mea sună? Îmi sună telefonul. Bă, deci mie mereu, de fiecare dată trebuie să-mi sune telefonul într-o filmare. Ok, deci trebuie să facem un snowflake, ceva de genul. Nu știu cum o să-mi iasă, dar să sperăm că o să iasă. Uite așa, ceva de genul. I'm fucking idiot. Nu știu cum o să fac așa ceva și dacă o să-mi iasă. Uite așa, dacă e mai mărim ăsta câte puțin așa. În caz că nu vedeți nimic, nu-i nimic, avem glowstone. O să punem noi niște glowstone pe aici. Oh shit, fii atent, glowstone cu... Aș pune snow, dar nu știu dacă trece prin snow, deci nu vreau să mă risc acum. Punem unul aici. Pâc! Gata, frate, nici nu-ți dai seama de unde vine lumina. Ești nebun. 3 minute, avem timp de toate, fratele meu. Bine, aș putea să pun lumina după, totuși trebuie să facem mai întâi snowflake-ul meu. Să vedem cât de bine o să iasă snowflake. Uite așa. În felul următor, uite așa. Bum, ok. Mamă și fraților, știți trendul ăla pe Minecraft? Când trebuie să construiești o casă de lavă și o casă de apă. Credeți-mă, nu știu cum e posibilă chestia aia. Dacă vreți să, vedeți, să mă vedeți cum o să construiesc o casă de lavă sau o casă de apă, lăsați în comentarii, cred că o să mă documentez mai mult și să învăț cum se face. Credeți-mă, chiar nu știu cum se face și aș vrea tot să învăț să pot să fac asta. Chiar poate pe o serie de survival, pentru că ar fi și mai interesant. Dar chiar vreau să văd cum pot să faci așa ceva. Ok, ăsta e fulgul meu de zăpadă. Hai să iluminăm restul mapei. Să vedem. Să se vadă de fapt, uite așa. 2 minute mai avem. Nu știu ce o să mai fac în 2 minute. Probabil mai multe detalii. Ăsta e snowflake-ul meu, e oribil. Vede snow. Trebuie să punem zăpadă. Nu știu dacă zăpada asta chiar o să ajute, dar poate adaugă un plus de detalii. Și poate o să-mi dea mai multe puncte băieții pentru chestia asta. Dar și chiar trebuie, totuși, cu casa de lavă și casa de apă, nu știu dacă îți trebuie efectiv blocul de apă sau se face cu o tehnică. Adică nu știu cum stă apa aia să nu cadă ca un perete. Pur și simplu nu am încercat asta niciodată și mi se pare super ciudat. Dar aș vrea să încerc cândva, într-un episod, probabil. Hai să punem zăpadă și pe construcția noastră magnifică. Să fie peste tot zăpadă, frate. Și avem un snowflake. Bă, sper să mai arate după, ok, că e ca și cum i-a aruncat așa.
Oh my fucking god, cred că l-am făcut oribil. What the fuck, zici că am înșiruit așa absolut zăpadă pe mapă și n-am făcut nimic. What the fuck, o să pierd ăsta atât de rău. Oh nu. Oh nu. Holy shit. De ce se aude ploaie aici așa, aici nu. A făcut ăla ploaie la el pe... a făcut ăsta ploaie la el pe insulă. Oh my god, man. Ăsta a făcut să ningă. Mamă, ce am făcut aici? Nu aici exact deloc cum mă gândeam eu. Ok, mai trebuie să mai umplu ăsta ca să iasă și mai mult în evidență. În 15 secunde cât mai am eu pe aici. Ce am făcut aici? Arată ca și cum am înșiruit o tonă de zăpadă pe mapă și n-am făcut absolut nimic cu ea. 3 secunde, 2, o secundă, băga... Ai, de capul meu! Snowflake, mă, cam dor ochii de la el, dar o să-i dau, ok? Mine is bad. Și al meu e bad, rău, frate, nu-i nicio problemă. Mamă, cum a făcut ăsta Snowflake, ești nebun, a făcut... E un fulg, frate, seamănă fulg. Yeah, man. Trebuia să fac cu gheață, adică... Știu că este snowflake, este fulg de zăpadă, nu este până la urmă fulg de gheață, dar contrastul e și mai bun. S-ar trebui să pun podeaua să fie de gheață. Ăsta nu merită mai mult de pup. Sorry, nici măcar nu-i terminat, nici măcar nu arată bine. What the fuck is this shit? Ăsta l-a făcut pe micuțul ăla din Mario, dar nu știu cum îl cheamă. Cine are pălăria albastră și din Mario așa? Barul, nu pot să dau mai mult de pup la așa ceva, pentru că nu vreau să câștige ceva ce n-are legătură cu construcția. Să-i dau ok-ul ăsta. De ce ați făcut să plouă la voi pe insulă? Oricine a făcut asta? Sunteți nebun cu cap. Ăsta l-a făcut efectiv. Amuzant, ok. O să spunem că e ok. Ai și chiar bine ăsta, detalia. Am votat ok. Uitați-vă, confirmed vot ok. Să nu spuneți că i-am dat pup. I-a dat ok. Oh my god, sound effect-urile prea tari. Eu pe ce loc am ieșit? Am ieșit pe locul 2, e super bine. V-am zis, deci uite cât de contrastat și cât de bine arată, numai că are gheață în jurul lui. Și al meu, pur și simplu, arăta ok, era exact același concept, doar că nu se vedea la fel de bine. Era ca și cum am înșirat zăpadă peste tot. Dar totuși am ieșit pe locul 2, nu m-aș fi așteptat să zic pe locul 2 construcția mea de zăpadă. Zici că am aruncat puțin zăpadă pe mapă și aia a fost. Am ieșit pe locul 2, chiar atât de ușor. Haideți să mai vedem cum să ne descurcăm în a doua rundă și ce o să ne pice. Disco, birthday, cloud, camp. Vreau să construiesc camp. Nu mai vreau să construiesc ce am mai picat deja până acum. Ai, am mai construit toată birthday. What the fuck? O să bine, acum că știu, trebuie să-l facem pe un băiețel. Trebuie să construim un băiețel, ok? Un băiețel cu minte care își mănâncă din tort. Ați înțeles? Deci fiți atenți, îi facem piciorușul un pic mai mare, ceva de genul. Aha, ceva de genul. Ăsta e un băiețel micuț, ceva de genul. Două picioare așa. Ok, tricoul lui o să fie orange, pentru că așa m-am gândit eu că o să arate el. Îi dăm culoare, frate, îi dăm, deci el o să fie... Oh my god, ce idee genială am, dar de ce umplu și mijlocul, nu știu. Ok, hai, încă două bucăți așa. Și cred că o să fie destul de ok, pentru că i-am făcut picioarele prea mici, nu putem să-l facem mult prea mare pe ăsta. Bun, ca și cum a mâncat deja din tort și a dat pe bluza lui și trebuie să-l murdărim așa cu pink. Orice ar fi pinkul ăsta, trebuie să-l murdărim. Holy shit, sper să arate bine la final. Știu că probabil nu o să iau primul loc sau ceva, dar nu mă aștept oricum. Aoleu, cum arată. Ok, ceva de genul. Uite așa, ține în mână tort, cred. Cealaltă mână o să eu fac, uite așa. Așa, cred. Ok, hai să-i facem capul. Mamă, sper să nu arate prost într-un final.
Mie îmi place cum arată momentan, e simpatic. Numai vreau să văd fața lui, trebuie să-i văd expresia facială, să văd cum arată el într-un final. Dar mă sperie ăla acolo, cum să zici, că e cineva cu mine în... în plot. Color, dăm negru ca să facem ochii negri. Oh, nu. Aoleu, trebuia să fie ceva de genul. Hai, dar arată ok și așa. Mă așteptam să arate mai prost, să fiu sincer. Hai să-i facem părul. Ok, trebuie să facem repede o masă. O masă. Asta nu-i... Ok. Deci, uite așa. Uite așa. Hai cu masa aia să o facem odată. Masă nenorocită. Mai avem 2 minute și puțin. Trebuie să facem și un tort până la urmă, pentru că este ziua lui și ca și cum mănâncă din tort. Și da, am luat ideea asta de la alte meciuri. E genială, pur și simplu, dacă faceți așa ceva o să câștigați. Acum sper să și iasă, să termin până într-un final, ca să iau totuși primul loc. Bine, tortul nu ar trebui să fie chiar atât de greu de construit, pentru că pot să-l fac și un, ca un tort micuț. Ok, avem nevoie de tort acum, trebuie să facem tortul. Genial, o să-l fac cu roz. Dacă ăsta e roz, sunt nebun. Cu violet și verde. Să vedem cum o să iasă. Uite așa. Are etaje, frate, deci e din ce în ce mai mare. Uite așa. Ăsta e tortul lui, fraților. Cât de bine arată. Arată ca o pălărie, să fiu sincer. Trebuie să decorăm ăsta mai așa. Gen. Sper să arate bine într-un final. Trebuie să-i pun torțe, frate, ca să vadă totuși că este un tort. Ok, să spunem că ăsta e așa. Ce mai avem de schimbat? Hai să mai decorăm puțin masa asta, că e prea ciudată. Mă așteptam să nu termin până acum, dar chiar m-am descurcat destul de bine. M-am încadrat foarte, foarte bine în timp. Nu mă așteptam să termin tot, să fac gen și un copil, și un tort, și o masă. Dar aparent nu mi-a luat chiar atât de mult. Chiar am reușit să facem. Podeaua aș vrea să o fac din lemn de ăsta. Arată bine? Arată... Bă, ești nebun? Construcția mea chiar arată decent, frate, nice. Gen, chiar e frumos. Cred că ar trebui să adaug niște particule. Foc. Nu știu ce să folosesc aici. Mob spawner flames. Ok, asta ar fi bine. Asta ar fi frumos. Adugăm pe aici. Oh, no! Nici nu pot dori ceva mai mult de la tortul ăsta. Oh my god, cât de bine arată. Bă, sperăm să câștigăm. Tortul meu nu a ieșit chiar atât de genial, arată mai mult ca o pălărie, dar să vedem voturile oamenilor. Asta am construit eu prima dată, a fost pur și simplu un tort, ca și cum birthday, dar asta o să dau pup, fuck that shit. Adică e un tort până la urmă și eu trebuia să-mi iau multe pupuri atunci data trecută când am făcut episodul cu birthday. e amuzant, frate, a chemat villagerii, așa. Pup. Și eu trebuia să-mi iau multe pupuri în episodul acela când am construit doar un tort și spuneam de oameni că nu e ok că au construit tort, că nu știu ce. E birthday pe la urmă, e zi de naștere, deci trebuie să arate ca și cum așa. Că așa, eu prima oară când mă uit la un tort, cât de bine arată ăsta! What the fuck? Mamă, cât de bun l-a făcut ăla, ești nebun? Ăștia chiar știu să construiască torturi. Îmi pare rău, dar tortul meu n-a ieșit bine deloc. Trebuia să mă gândesc mai bine la designul tortului. Dar, mamă, cât de bine a ieșit tortul ăla. S-ar putea ca ăla să câștige, ești nebun. Deci tortul ăla chiar a ieșit ca lumea. O să-i dau ok. Nu putem spune că e cel mai genial lucru posibil. A pus particule random, dar o să-i dăm o încercare. Două lumânări de-astea de biserică puse în tort. O să-i dau ok, că mă amuză. Nimic altceva. Ok, ce vrea să însemne chestia asta? N-am nicio idee ce vrea să însemne chestia asta. Ce ar trebui să... E un tort, dar arată bine. Adică sunt lumânări în el, arată ca și cum ar fi un tort de
Ziua cuiva arată chiar frumos. Asta ce a făcut aici? Ca și cum artificii? Da, boss, dar nu trebuia să faci asta neapărat. Ți-a ieșit bine, dar nu trebuia să faci artificii. Avem aici niște prăjituri. Nu prea-mi plac, să fiu sincer. Pot să fac astea în 2 minute maxim. Ce ai făcut în restul timpului, boss? Ana, cum a făcut ăsta? Ca și cum suflă. Cât de tare. Mamă, ăștia chiar se pricep mai bine ca mine. Votați-mi omul care se duce către tortul lui. Arată bine sau nu? Arată cam autistic, să fiu sincer. Eram sigur că o să câștige ăsta. Eu am ieșit pe locul 10. Fuck that shit. Oh my god. Tortul ăsta chiar e genial. N-am cum să spun nimic. Chiar și-a meritat locul. GG. Ok. Puteam să câștig meciul acela, doar nu am stat eu bine cu decoratul. Adică... caracterul meu, copilul ăla al meu, semăna cu un, cu caracterul din Roblox. Iar tortul ăla nu arăta deloc ca tort, deci trebuia să mai, o să mai lucrăm pe chestia asta în viitor. Deci dacă mai doriți episodul, v-aș ruga să lăsați un like. Eu am fost Cristi și ne-au revedat data viitoare, pa, pa.